În sănătate, românii au acces anevoios la medicamente. Este concluzia conferinței din domeniul sănătății organizată de Antena 3 și jurnalul sub egida România Inteligentă. Au luat parte ministrul sănătății, decidenți politici de la vârf și lideri din domeniul privat. Care sunt concluziile acestei zile? Aflăm chiar acum de la colega mea, Cristina Ștefan. Cristina, bună ziua! Bună ziua, Nadina! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Având în vedere că în ultimii ani au dispărut deja mii de medicamente, autoritățile s-au întâlnit astăzi să discute ce ar putea să facă pentru a preveni o situație extrem de gravă în perioada următoare, și anume să dispară și alte tratamente. Îl avem alături de noi pe domnul Daniel Branca, este vicepreședintele Asociației Producătorilor pentru Medicamente Generice. Bună ziua! Spuneți-ne exact, ați participat la această conferință, care sunt principalele concluzii și care ar fi cea mai rapidă soluție. Bună ziua! În cadrul conferinței de astăzi s-au discutat soluții concrete pentru creșterea accesului pacienților la medicamente. Este clar că în condițiile în care prețurile sunt fixe, costurile cresc, taxa Clawback trebuie scăzută. Ori această măsură, cu voință politică, poate fi implementată chiar de mâine. Spuneți-ne, ați participat la această conferință. A fost aici atât ministrul sănătății, a fost de asemenea și președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Din anunțurile pe care dânșii le-au făcut, ce desprindeți? Care sunt concluziile mai exact? Pot să spun că toți cei care au participat la această conferință, este clar că cunosc foarte bine subiectul, sunt preocupați de accesul pacienților la tratament. În acest moment este clar că trebuie să facem ceva cu taxa Clawback, dar înainte trebuie să ne stabilim obiective foarte concrete, și anume scădem taxa Clawback cu 3% pe an, care sunt economiile bugetare pe care le aduce și mai ales cu cât crește accesul pacienților la tratament. Ce ar însemna pentru pacienți, pentru bolnavii din țara asta, dacă va scădea această taxă Clawback? Am să vă spun ceva concret, și anume, se știe foarte bine că în ultimii ani au dispărut 2500 de medicamente generice din România, iar pe de altă parte au fost înregistrate doar 350, iar în țări precum Cehia numărul produselor generice înregistrate a fost dublu, 700 în Polonia de 4 ori, iar în Germania de 6 ori. Astea ar fi lucrurile concrete pe care le-am vedea. Acces al pacienților la medicație. Ce ar însemna dacă nu se va lua urgent o măsură în acest sens pentru piața medicamentelor? Dacă până acum, în condițiile unor prețuri fixe, au dispărut 2500 de medicamente, în condițiile în care costurile de producție cresc, cred că răspunsul este clar. Vor dispărea mai multe medicamente, din păcate. Mulțumim tare mult, să sperăm că nu se va ajunge aici, iar autoritățile vor găsi rapid o soluție, astfel încât toți bolnavii din țara noastră să aibă acces la medicamente. Nu este prima oară când m-am întâlnit și am avut discuții producătorii români de medicamente generice. Știu că împreună cu colegii mei din Parlament am început acest demers de a schimba taxa Clawback. Chiar plecând, cineva explicându-mi, este ca și când am merge la restaurant împreună. Cineva mănâncă icre negre, tu mănânci mici cu bere. Când vine nota de plată, trebuie să o plătiți jumătate. Politica de prețuri trebuie revizuită, pentru că noi ne găsim într-o situație paradoxală.